Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a 6-a. Lecția noastră de astăzi va fi din manualul ArtClet pe care învățați și la școală, doar că are copertă albă. Are o copertă în genul acesta, da? Dar conținutul este la fel. Dacă totuși lecțiile nu sunt la aceleași pagini, vă rog să faceți o captură de ecran, nu înainte de a vă abona. Vă rog, dragii mei, să vă abonați mai întâi. Iar apoi vom discuta despre epitet. Epitetul este o figură de stil care arată o însușire mai deosebită a unei persoane sau a unui obiect. Epitetele sunt de mai multe feluri. Epitete cromatice, când se referă la însușirea legată de o culoare. Epitete inversiune, când se schimbă ordinea firească a cuvintelor. Epitete ornante, când arată chiar o însușire cu totul deosebită ca și aspect. Epitete personificatoare, epitete metaforice sau metaforizate, hiperbole. Și așa mai departe. O să vorbim despre fiecare în parte când le va veni rândul. La explorare exercițiul 1 zice așa, precizați în care dintre enunțurile de sub ilustrație cuvântul fulg are sens propriu de bază, sens propriu secundar și sens figurat. A. Un fulg din aripa lebedei plutea pe apa lacului. Fulg are sens propriu de bază. B. Un fulg de porumb a căzut pe lângă bolul cu lapte. Fulg are sens propriu secundar. Un fulg de fată alunecă pe gheața patinoarului. Fulg are sens figurat. D. Un fulg de zăpadă s-a prins între genele fetei. Fulg are sens propriu de bază. Exercițiul 2 menționează ce semnificații au sensurile figurate ale cuvintelor cerne, plute și fiori de gheață și umeri. Cerne este o comparație cu fulgii care parcă sunt cernuți printr-o sită din nori și cad pe pământ, care seamănă foarte bine cu făina cernută de mama sau de bunica printr-o sită și cade așa în firicele albe din sită pe o farfurie sau într-un vas. Plutesc. Fulgii de zăpadă sunt ușori și se lasă legănați de vânt, cad ușor, lent pe pământ, de parcă s-ar legăna, ar pluti pe apă, fiindcă, așa cum am zis, sunt ușori. Fiorii de gheață, dragii mei, înseamnă sentimentul de frică care ne face să ne zgribulim, iar umerii țării sunt dealurile și munții. Exercițiul 3 identifică personificările din primele două strofe ale textului, explicând ce sugerează. Personificările sunt iarna cerne, norii de zăpadă. Iarna este asemănată cu o persoană care ține în mâini o sită și, așa cum am spus, cerne, probabil mulți dintre voi n-ați văzut o sită, este un fel de plasă care oprește impuritățile și lasă să curgă printre ochiurile foarte mărunte pe care le are, mălaiul, făina. Așa, o altă personificare este umeri d'albi. Umerii țării, așa cum am zis, sunt zonele înalte de relief, care la momentul acela sunt acoperite cu zăpadă. Zale argintie se îmbracă mândra țară. Se îmbracă țara este o altă personificare prin care se aseamănă țara cu o persoană care își pune o hlamidă albă, o haină albă.
soarele se prevede, soarele se vede, dar abia se distinge prin pătura groasă de nori. Și acestea sunt toate personificările din strofele 1 și 2. Exercițiul 4. Completați în caiet tabelul de mai jos câte un reprezentant al fiecărui. Bun. Comparațiile din text. Cum este prezentat spațiul prin comparație? Ce atmosferă exprimă comparația? Comparațiile din text. Norii sunt asemănați cu troienele călătoare. Spațiul celest este asemănat cu spațiul terestru datorită aspectului lor asemănător și lasă impresia de mormane mari de zăpadă. Fulgii zbor ca un roi de fluturi, fulgii de zăpadă par fluturași albi care zboară în văzduh. Soarele seamănă cu un vis de tinerețe pentru că abia se distinge cu toată lumina lui puternică prin pătura deasă, groasă de nori, tot așa cum la bătrânețe abia își mai aduc aminte bunicuții de anilor de tinerețe și de visurile pe care le aveau în tinerețe. Plopii seamănă cu fantasme albe, sunt comparați cu fantasme albe pentru că par niște siluete oarecum imaginare, oarecum nedefinite, neclare. Întinderea cuprinsă de zăpadă, acoperită de zăpadă, pare un ocean de ninsoare, adică o zonă nesfârșită. Această comparație a întregului pământ acoperit de nea cu un ocean, adică o întindere nesfârșită de apă, lasă impresia de imensitate. Din nou, de data aceasta, zona vatică este asemănată cu zona terestră și creează o atmosferă de bazm, de imensitate și parcă de teamă că nu se mai termină. Nu ajungem la capăt. Cam acestea sunt comparațiile. Repere figurile de stil într-o operă literară au rolul de a da expresivitatea acesteia, exprimând un complex de semnificații ce trebuie descoperit prin lectură de către cititor, care le raportează la context și la propria înțelegere. Pentru descifrarea textului nu este suficientă identificarea figurilor de stil, fiind necesar să li se dea un sens în relație cu ansamblul textului în care apar. Într-un text descriptiv, figurile de stil conturează în mod original peisajul descris. Ce exprimă personificările din ultima strofă a poeziei? Personificările sunt soarele de zmiar de oceanul de ninsoare, adică îl mângâie, tocmai cum o mamă își mângâie copiii cu dragoste, cu pasiune, cu afecțiune, cu căldură, tot așa razele soarelui mângâie pământul acoperit de zăpadă, această întindere nesfârșită de nea. Voios răsună clinchete. Zurgălăii produc un sunet atât de plăcut auzului, încât parcă seamănă cu un cântec. 2. Explică expresia oceanul de ninsoare din ultima strofă, ce trăsătura iernii evidențiază acesta.
Oceanul de ninsoare dă impresia, creează impresia că este o zonă nesfârșită, care nu are capăt, care nu are limită. Și lasă impresia sau evidențiază faptul că iarna pare nesfârșită, pare a nu se termina niciodată. Organizarea, așa, pardon, aplicație, epitetul explorare. Precizează adjectivele care indică însușiri deosebite ale obiectelor în fragmentele de mai jos. Soarele rotund și palid se prevede printre noi. Epitetele sunt rotund și palid. B. Ia tosanie ușoară care trece peste voi. Epitetul este ușoară. 2. Ce parte de vorbire determină cuvântul voios din ultimul vers? Epitetul voios sau când, cuvântul voios are ca termen regent verbul răsună. Deci determină verbul răsuna cu este însușirea indicată de cuvânt. Însușirea indicată de cuvânt este a clinchetelor de zurgălei. Pagina următoare, la ce se referă adjectivele din fragmentele umeri d'albi și zale argintie? Umerii d'albi sunt zonele înalte de relief acoperite cu zăpadă. Și zale argintie este podoaba de nea, covorul strălucitor de nea, care se întinde pe întregul pământ. 4. Notează ce arată substantivul scris italic în fragmentul răspândind fior de gheață pe ai țării umeri d'albi. Păi nu văd niciunul. Gheață. Substantivul gheață arată temperatura foarte scăzută din timpul iernii. 5. Indică figura de stil formată cu ajutorul adjectivului mândră. Din fragmentul se îmbracă mândra țară. Figura de stil este o inversiune, adică s-a inversat ordinea firească a cuvintelor. Bun. Repere, epitetul este figura de stil care constă în determinarea unui substantiv sau a unui verb prin cuvinte ce evidențiază însușiri deosebite al obiectului sau ale acțiunii. Epitetul poate determina un substantiv, un verb și când se referă la culoare se numește epitet cromatic, așa cum v-am spus. Se poate combina cu alte figuri de stil, obținând un epitet personificator și o inversiune. Bun. Aplicație, exercițiul 1. Precizează epitetele din prima strofă a poeziei Iarna de Vasile Alexandri și arată ce semnificație au. Cumplita iarnă semnifică o iarnă grea, o iarnă înghețată, care a adus frig, vifor, multă zăpadă și este greu de suportat de oameni. Lungi troiene. Lungile troiene sunt rândurile, șirurile de nori. Troiene călătoare. Știm că norii în bătaia vântului se mișcă pe cer. Fluturi albi. Alb este un epitet cromatic. Se referă la culoarea fulgilor de nea care seamănă cu fluturașii. Umeri d'albi. D'albi este tot culoarea albă. Umerii țării, zonele înalte de relief, sunt tot albe pentru că sunt acoperite de zăpadă. Explică rolul epitetelor în schițarea spațiului descris în versurile și pe întinderea pustie fără urme, fără drum, se văd satele pierdute sub clăbuci albi de fum. Rolul epitetelor este acela de a demonstra că pe stradă e atât de frig,
încât oamenii stau în casă la căldură și nu ies deloc, așa că pe zăpadă nu se văd urme de pași, iar satele sunt pierdute sub clăbuci albi de fum, pentru că în casă arde focul în sobă și fumul iese pe horn, pe coș. Epitetele sunt pustie, perdute și albi. Exercițiul 3 găsește câte un epitet personificator pentru fulg și plop, fulg dansator și plop măreț. Versificația, explorare. Menționează numărul de silabe al fiecărui vers din prima strofa poeziei. Din văz, duh, cumpli, ta, iarnă, cerne, nori, de, ză, pa, dă, 16 silabe, lungi, troie, ne, că, lă, toare, a, du, na, ten, cer, gră, ma, dă, al doilea vers are tot 16 silabe, fulgi, zbor, plutesc, în aer, ca un roi de fluturi albi, 15 silabe, al treilea vers, și al patrulea vers, răspândind fiori de gheață pe ai, țării umeri d'albi, tot 15. Versul 1 și versul 2 au câte 16 silabe, iar versul 3 și versul 4 au câte 15 silabe. Exercițiul 2 de la explorare. Stabiliți numărul de silabe al fiecărui vers din fragmentele de mai jos. A început de ieri să cadă cât un fulg, acum asta. Norii s-au mai răzbunat spre apus, dar stau grămadă peste sat. Iarna pe ulița de George Coșbuc. A început de ieri să cadă 8 silabe primul vers, al doilea vers, cât un fulg acum a stat, 7 silabe, al treilea vers, norii s-au mai răzbunat, 7 silabe, spre apus, dar stau, grămadă, spre apus, dar stau, grămadă, 8 silabe și jumătatea de vers peste sat, 3 silabe. La B, iar din imperiul tăcerii, 9 silabe, se desprindeau fulgi mari de nea, 8 silabe, cădeau încet, cădeau puzderii, 9 silabe, în urma și na, intea mea, 8 silabe. Exercițiul 3 precizează care versuri din strofele a doua și a treia ale poeziei Iarna de Vasile Alexandrii se termină în sunete identice începând cu ultima vocală accentuată. Primul cu al doilea și al treilea cu al patrulea rimează. A doua și a treia. Iară țară, nori, trecători. Deci primul cu al doilea vers rimează și se termină în vocala ă, iar al treilea și al patrulea vers rimează între ele, se termină în vocala i, la a doua strofă. La a treia strofă, primele două versuri rimează între ele și se termină în vocala E. Al treilea și al patrulea vers se termină în consoană. Rimează, dar se finalizează în consoană. Exercițiul 4. Stabiliți care versuri se termină în aceleași sunete în exemplele de la exercițiul 2. La exercițiul 2 se termină cu același sunet la A. Versul 1 cu versul 4, versul 2 cu versul 3, așa că avem o rimă îmbrățișată, iar la B se termină
în aceeași rimă rimează versul 1 cu versul 3 și versul 2 cu versul 4, adică avem o rimă încrucișată. Iar la poezia Iarna, versurile sunt împerecheate, rimează 2 câte 2, 1 cu 2, 3 cu 4. Bun. Exercițiul 5 menționează ce versuri din fragmentul de mai jos se termină în aceleași sunete. Sirena șuiera de zor, hei, cine ești? Un călător. Cum te numești, Apolodor, și încotro spre Labrador? Toate versurile rimează între ele, așa că avem de-a face cu monorimă. Până aici durează lecția noastră de astăzi, dragi copii. Vă mulțumesc pentru participare. Vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o cumva. Dacă v-a plăcut lecția, lăsați-mi un like și să ne revedem cu bine la următorul curs de română sau de engleză. La revedere!